Laura Francisca Pavel, cititorii te cunoșteau până nu demult, drept autoare de cărți de critică, de teorie literară și culturală, de teatru, și au descoperit, poate cu o anumită surpriză, că scrii de asemenea poezie. Care este povestea ta secretă cu poezia? Dragă Horea, într-adevăr poate fi o surpriză pentru că paradoxal a fost într-o câtva o surpriză și pentru mine. Adică, pe de o parte, scriam poezie în liceu și deși am avut niște reacții mai degrabă pozitive atunci, feedback-uri pozitive, mi-am autocenzurat acest impuls multă vreme, mai am și crochiuri de proză, în fine, alte șantiere deschise, dar acum uh, m-am surprins pe mine însă, revenind la poezie. Sigur, sunt o cititoare de poezie, și de poezie 80 90-00, 2000. De da, poezie. desigur. Domnistă, de poezie post domistă, am preferații mei, poetele, poeții mei preferați, dar nu credeam să fac pasul din nou spre scrierea de poezie. Ei bine, paradoxul spuneam este că m-am surprins și pe mine însă și că un alt paradox interesant cred că este faptul că teoria mi-a inspirat, m-a inspirat să, să reîncep să scriu poezie. Deci la o vreme după perioada de început, la o vreme în care identitatea ta culturală s-a conturat mai ales în zona academică, culmea, nu? Tocmai anumite zone ale teoriei te-au readus înapoi în... În Culmea poezie. chiar ale celei, să-i zicem, academice, mă rog, cu note de subsol. Am și un poem de altfel care se numește, într-un câtva autoironic, Note de subsol. Uh, e și într-un câtva autobiografic. Uh, da, o anumită teorie, anumiți teoreticieni m-au inspirat, inclusiv să scriu despre ei. Cea mai recentă carte de eseuri, de teorie, de estetică, Personaje ale teoriei Ființe ale Ficțiunii, pe care am publicat-o în 2021. Această carte are în centru, printre altele, și câțiva teoreticieni, cum ar fi Bruno Latour, Marta Nussbaum, Stanley Cavell și alții. Ei bine, și în acest volum de poeme sunt texte în care intru într-un dialog cu aceste personaje. Cu aceste teoriei. personaje, da. Într-o secțiune intitulată Personajele, cu Bruno, cum îi spun, cu Nussbaum. Și așa mai departe, va să zic că există o complementaritate între, între discursul teoretic, între anumite uh, teze teoretice și, uh, și Anumite poeme. Te-a fascinat la acești teore teoreticieni și modul lor de a gândi și biografia lor, pentru că în poemele tale, la personajele, să zicem, culturale, cum sunt cele pe care le-ai numit, dar cum este, spre exemplu, și Juna Barnes, e evident că le cunoști viața, le cunoști momentele din, din viață și bănuiesc că ți-ai imaginat uh, reacția lor în anumite clipe ale propriilor biografii. Într-adevăr, așa cum, cum ai constatat, e interesul pentru, și pentru biografia lor, pentru personajele din viața reală, să spunem, personajele propriei lor vieți, cea care m-a fascinat, dincolo de, sigur, statutul lor de vedete academice adesea, nu? extrem contemporane și în cazul lui Nussbaum și în cazul lui Latour, Pot spune că am ajuns la poezie și dinspre performance și teoria fenomenului performance. Eu predau de altfel la master la noi, la Facultatea de Teatru și Film, un curs de performance theory de ceva ani. L-am propus, am constituit acest curs și um, această, această idee de a-ți performa uh, chiar propria existență, de a, de a realiza un performance autobiografic de asemenea mai inspirat, de altfel, există și un personaj, Basian, care e artist conceptual, e performance artist, a fost un personaj fascinant al propriei vieți, despre care de asemenea, căruia de asemenea am dedicat două poeme. Așa cum în cartea de teorie pe care ai numit-o sunt artiști din secolul trecut importanți care sunt folosiți, am putea spune chiar conceptual, mă refer la Iosef Beuys, spre exemplu. Vreau să te întreb, în relația aceasta cu arta contemporană, cu performance, ai găsit deja o relație între mai multe medii, între mai multe tipuri de discurs care a făcut posibil și discursul poetic? Da, mă, mă captivează și am scris de altfel despre această hibridizare a mediilor, despre dialogul interarte, între artele vizuale, artele propriu-zis performative, vi, să le spunem, între, între literatură și felul de a performa toate aceste tot acest mix, tot acest hibrid intermedial, cu un termen uh, extrem contemporan. Apropo de intermedial, în personajele teoriei și ființele ficțiunii vorbește. apropo de teoreticienii pe care i-ai numit nu de o critică, ci de o infracritică. Deoarece publicul larg probabil percepe zona teoretică sau zona conceptuală drept ceva anos și mai degrabă lipsit de poeticitate, să zicem. Ai putea să, să rezumi ce este interesant la acești teoreticieni? Da, întrebare care ar, ar cere o, o expunere mai îndelungată. De exemplu, ce te-a atras la Bruno Latour? De ce tocmai Latour? E, e un, uh, un scriitor, aș zice, sigur, un teoretician, filozof, antropolog, uh, dar și scriitor uh, fascinant, tocmai pentru că. Uh, discursul lui nu are o cadență academică, să-i spunem. Uh, a fost și criticat de altfel, are și fani uh, înveterați, după cum are și uh, oameni care privesc cu suspiciune acest tip de discurs, care adesea apare o proză antropologică eu, nu tocmai bine structurată, poate tocmai aceste, aceste asperități, să le spunem, sau, mă rog, fluctuații ale, ale tipului lui de argumenta m-au atras. Latur este de altfel un, un filozof, un gânditor care domină sfera Manualelor, chiar a studiilor despre arte vizuale în ultimele, în ultimul deceniu și jumătate, cum prin anii 90-2000 încă era, să spunem, un astfel de reper. Uh, da, uh, va să zic că la la turma a tras, mai ales cartea despre cercetarea asupra modurilor de existență. Am și aici în poem o referință la așa ceva, modurile de a fi. Și sensul, spun într-un poem, se deplasează dinspre-înspre. Nu e întâmplător, pentru că la, la tur, prepoziția are o, o, un rol cu totul special. Sensul e o deplasare, e, e deformulat cu prepoziții. E o des, deplasare înspre constituirea de sens. Ce ar putea fi în acest mod pentru tine cel puțin poezia, o asemenea de deplasare între. Tine și un cititor între identitățile tale, pentru că este fascinant în ceea ce scrii, în zona poetică, distanța și legătura această articulare constantă între o biografie și o parte confesivă și o distanță față de această parte confesivă. Cum păstrezi acest echilibru? E adevărat. Cred că e mai degrabă, în cazul acestor poeme, o strategie a ascunderii și a dezvăluirii. Există o doză de, de autobiografism, dar, pe de altă parte, ar putea fi la fel de bine o biografie imaginată. Nu cred că lasă să se vadă acest, știu eu, nu mizez pe o, pe o autenticitate în sensul unei vreunei confesiuni biografiste. De altfel, cred că există, s-a constatat o inflație a biografismului mizerabilist, mai ales în anii 2000 astăzi mulți alți, multe alte voci poetice se îndreaptă înspre alte zone. În cazul meu, dincolo de vreo vogă sau alta, e o strategie a ascunderii și a dezvăluirii pe care să spunem că o performez și în viața de zi cu zi. Sau în legătură cu, cu felul în care îmi ia, pun în scenă, să spunem, chiar în viața cotidiană, propria identitate. Și atunci, între ceea ce ești în prezent, între ceea ce a fost sau este trecutul tău. Există niște filtre intermediare, estetice, stilistice, culturale, astfel încât euul liric, dacă mai există acest, această expresie, uh, e la fel de construit cum sunt personajele culturale din poemele tale? Aproape la fel, dar Horea, tu tocmai ai uh, făcut uh, o mostră de hermeneutică extrem de subtilă uh, a Vorbindu-mi despre aceste filtre, da, e un filtru față de, de propriul eu care se joacă pe sine în diverse măști, și da, există și o proiecție de sine, probabil în aceste personaje, tot invocam secțiunea intitulată Personajele, în care mă regăsesc, să spunem, sau la care mă raportez, da. Sunt o sumedenie de filtre ale ale biografismului, dar și ale ficționalizării de sine sau ale autoficționalizării. Putem zice într-o anumită măsură că poezia ta revine la această conștiință a poeziei pe care o avea, să zicem, și obzecismul și într-o anumită măsură nouăzecismul, că poezia este în primul rând poezie, că ea se naște din scris, din discurs? În... Nu aș mai uh, miza uh, foarte mult pe această formulă uh, prezentă, într-adevăr, la obzeciști, cu precădere. Uh, pentru mine, poezia se naște deopotrivă din discursul altora. Mă rog, cum spun, m-am lăsat inspirată de anumite, anumite teorii și le-am filtrat și le-am uh, metamorfozat, dar și din... Uh, viață cu majuscule, oricât sună de patetic, nu? cum își doreau și avangardiștii să, să, facă viață în artă sau literatură, și dintr-o viață însă înscenată la rândul ei, știu eu, care are o doză de... de care, care, se privește din afara adesea, dintr-o perspectivă meta. Este un eu sau sunt euri eu care se privesc pe ele însele din afară, dar poate că reușesc să și, să și uh, fii autentic în acest fel, în această glisare între, între trăire și contemplarea trăitului. Am discutat până acum doar, hai să zicem, de două dintre identitățile tale, de teoretician și de poet, dar cărțile pe care le-ai publicat merg și în alte direcții, sigur, în relație cu, cu acestea de care am vorbit. Spre exemplu, ai scris o carte despre Nicolae Breban, o carte despre Dumitru Țepeneag, Doi prozatori foarte importanți din acest punct de vedere, a existat o fascinație pentru proza lor? A existat în, pentru proza brebaniană încă din liceu. Uh, Vă să zic că am avut o raportare uh, mai curând ingenuă, să-i spunem, la această proză adică m-am lăsat fascinată, uh, dincolo de vreun simț critic sau chiar criticist. Ulterior, sigur, am, am filtrat această fascinație și, și la modul critic și, și hermeneutic în, în monografia, în eseul monografic despre Breban și despre ce înțelegeam acolo a fi elemente, mă rog, moderniste sau postmoderniste. E vorba de antimemorile lui Grobei, să precizăm acest lucru. Da, este un monografic despre opera lui Nicolae Brebano, o carte scrisă într-adevăr la tinerețe. Știu că am încheiat-o pe la 25-26 de ani, a apărut parcă doi ani mai târziu. În cazul lui Țepeneagă, iarăși am, poate, nu atât fascinația a fost, să spun, cuvântul cheie în cazul acesta, ci o admirație pentru formula lui oniristă și pentru modul în care textualismul se vede în, în acest tip de lucru cu textul al, al oniriștilor. Se peneagă de altfel și un teoretician al acestui curent. În titlul cărții foloseai sintagma Canonul Literaturii Alternative. Deci erai deja atrasă de relația aceasta, poate paradoxală, între canon și alternativ? Da, era și perioada, cartea a apărut în 2007, cartea aceasta despre Țepeneaghi, intitulată Dumitru Țepeneaghi și Canonul Literaturii Alternative, carte care, din fericire, a fost și tradusă peste ocean, și a apărut în statele Unite. E bine, era și acea perioadă în care se dezbătea la noi foarte mult o dezbatere necesară de altfel, noțiunea de canon și noțiunea și instituția și procesul canonizării respectiv al regândirii uh, canonului. Sigur uh, o discuție care are la noi alte repere decât cele de peste ocean, dar necesară firește și după din 90. perspectiva ta, asemenea autor, sau cum este și Eugen Ionescu, despre care ai scris o altă carte foarte importantă, ce fel de referințe sunt? Cum ar trebui să ne raportăm la ei? Fac parte dintr-un canon în sens tradițional? Fac parte dintre niște, să zicem, zone care dau identitate? Gândirii noastre de astăzi, cum, cum ne raportăm la ei? E... De potriva valabil, sunt valabile cele două aspecte pe care le-ai atins. Ei sunt autori canonici cu toții, sigur. Breban și Țepeneag la noi, Țepeneag și în Franța, de altfel are o carieră importantă și ca scriitor francez, român francez deci, Ionesco firește, e canonizat de mult ca autor dramatic, în toată lumea, dar am urmărit la ei aspecte uh, poate mai puțin uh, canonizante sau care țin de, de valoarea lor instituționalizată. Uh, am încercat să verific în ce măsură se încadrează acolo sau cum putem să deschidem cu alte chei interpretative hermeneutice textele lor. Dar a fost și o căutare de sine, dacă nu sună într-un câtva clișeu ce spunea mea, în, în modul de a scrie eu, de a, de a face o analiză a unui text, de a mai exprima, iată, mascat prin intermediul unor narațiuni de interpretare. Deci făceai deja acest lucru legat mai degrabă de identitatea ta personală în aceste cărți academice? Îndrăznesc să spun că da, dar sigur foarte. Foarte mascat sub note de subsol, ca să. sau, mă rog, sub respectivele construcții interpretative. Până când toate acestea au izbucnit, au ieșit la <laughs> iveală în, în cartea de poezie, în Trucuri da. Urbane, se precizează că un al doilea volum este, este în lucru și va apărea. Ca atare, n-a fost o întâmplare, n-a fost o excepție, e o dimensiune a ta. Important în acest moment. Sper că nu. Am încheiat deja al doilea volum și scriu la al treilea. E genul acela de perioadă fastă în care textele parcă vin în avalanșă și pare că nici nu mai cer, pare că nici nu mai e nevoie de multe cizelări odată ce le închei. E ca și când iată, amânând destul de multă vreme să le scriu, ele sunt cumva gata scrise sau le aveam scrise și doar le le restorn, știu eu, pe laptop sau, iată, Ai un ritual Ai un ritual de creație? Există un anumit program? Sau cum? Cum faci? Acum, din fericire, programul e dat de, de iată, de ritmul inspirațiunii, pun între ghilimele și, iată, mă, și autoironizez puțin așa, cu, cu această inspirație. E dat de, de, de da, de faptul că am o idee inițială sau o imagine care apoi se dezvoltă și asociază, nu știu o un, un aliaj de emoție și idee. E, cred, și o doză de conceptualism, dar și o doză de narativitate în, în ele. Și, da, ritmul e dat de această stare de, să-i spunem, de alertă, în sens bun, de alertă interioară care duce la, la scrierea lor. Precizai că poemele acestea sunt aproape gata scrise Asta înseamnă că ulterior nu, nu lucrez foarte mult Ca să le rafinezi? La multe poate La cele pe care le consider Eu sau colegi, amici, critici Cărora le-am le dat să le citească Pe care le consider și le consideră și alții mai reușite Ei bine, chiar la celea nu am mai lucrat foarte mult Au venit așa Oarecum Dintr-o dată și cum spun, mai îmi vine să mă, să mă autoironizez pe tema asta, să mă tachinez, dar uh, e, e o situație fericită care sper să mă țină. Sigur, uh, scrisul de poeme însă va merge mână în mână cu uh, ceea ce scriu de ani de zile, adică. sau cu ceea ce predai. Scrisul de. da, da, sigur, cu scrisul de, de critică, de teorie, de SEU, de cărți de estetică, să-i spunem, legată de aceste fenomene intermediale de se, de, am scris deopotrivă despre texte literare, dar și despre picturi și despre uh, creații de tip performativ deci da, care sunt complementare aceste scrieri cu ceea ce predau, e adevărat uh, Va să zic că vor merge mână în mână, sper Și se vor uh, cumva în fertilizare ciproc, îmbăgățire ciproc. ciproc. Ai, ai precizat termenul de autoironie. În poemele tale există asemenea distanțări. Vorbești de faptul că vin unele amintiri, dar fără vreo anumită semnificație. Vorbești de scepticismul tău față de sentimente și emoții de un anumit fel. Sunt toate aceste prudențe Partea unei definiții a poeziei în care crezi, care ar trebui să fie poate mai puțin retorică, mai puțin expresionistă, mai puțin sentimentală. Altfel spus, cum îți definești poezia? Sau cum definești poezia din perspectiva ta? Poezia pe care o scriu eu, da, nu, nu e una de tip neoexpresionist, nici, nici plină de biografism. E, cum spuneam, o poezie. Conceptuală, multe dintre aceste texte au un, un punchline, un, un verdict sau o morală, o pseudomorală, adesea finală. Poate că nu e de găsit chiar în ultimul vers, poate în penultimul sau antepenultimul, dar există acolo o cheie de lectură. Dar e și o, o poezie care e uneori în, în, în apropierea unui anume tip de proză. Există Destul, o doză substanțială de, de narrativ cred, în, în texte. Însă, până la urmă, iată că îmi convine mai mult, deși am scris și proză, îmi convine mai mult deocamdată această formulă a poeziei, pentru că am nevoie de saltul în conceptual și de, de o coagulare ideatică, mai mult decât de construcție, știu eu, de relații între personaje, de conflict. Am nevoie de acest salt conceptual și de aici probabil e justificată și apropierea de textele de teorie. În relație cu proza, Trucuri urbane are și o anumită arhitectură și un montaj și o cartografie foarte, foarte bine echilibrată. Experimentul este întotdeauna bine temperat în raport cu, cu celelalte lucruri care te interesează. Sunt poeme aici despre trecutul tău, dar ele sunt scrise din prezent. În felul acesta acest trecut, fie că s-a întâmplat la Amsterdam, fie că s-a întâmplat în copilărie, cu personajele foarte vii care apar acolo, o croitoreasă, o vecină, un cățel și așa mai departe. Acest trecut e construit în baza unei idei despre ce poate face poezia cu viața și cu scrisul în același timp, nu? Da, da. Într-adevăr, sunt secvențe. E un trecut reconstituit, reimaginat, re. Refiltrat. Sunt într-adevăr elemente biografice, inclusiv din, din, dintr-un dintr stagiu la Indiana University, apare și un astfel de poem, și din cel la Amsterdam, stagii academice. Sunt, sunt elemente biografice, dar ar fi putut fi la fel de bine imaginate. Cred că miza stă în, mm. într în altă parte, într-o. Căutare și o. o, o spune punere în scenă, dar poate nu e cea mai corectă formulă sau sintagmă. O performare, o punere în act a unor ipostaze ale ale eului, să spunem, sau ale, ale personajului care iese la suprafață. E o, o, o narațiune, spunem, a, a, sau o, o, o odisee a, a felului în care personajul a, pe care îl prezentăm celorlalți, persoana, doza de sociabilitate pe care o avem, corespunde sau nu cu, știu eu, cu anumită interioritate, secretă. Există poate și o poetică a secretului. Apare de multe ori a, a secretului a o strategie a ascunderii, mai degrabă decât a dezvăluirii. Și toate aceste strategii, într-o, să spunem, dacă e să ne întoarcem la Bruno Latour, un fel de punere în rețea, în care cititorul este și provocat, și atras, dar și ținut într-o anumită măsură la distanță, însă ceea ce el poate să facă este să vadă prin acești ochi, propria sa viață, literatura, Eventual, toate aceste da. domenii? Eventual, sper că e o, o, o experiență interesantă pentru câțiva cititori măcar, desigur. Nu pot decât să sper că, că pot atinge emoțional și intelectual, poate fi și o provocare intelectuală aceste texte câțiva cititori măcar. Laura Francisca Pavel, în poezia românească actuală, cred că este rară această articulare între emoție și intelectual, între domeniile despre care am discutat astăzi și cu siguranță trucuri urbane. E un volum de poezie care merită citit și despre care merită scris. Îți mulțumesc pentru acest dialog și așteptăm cu nerăbdare viitoarele volume.